Primăria orașului Deta anunță că va construi, dota și operaționaliza un centru de recuperare pentru persoane cu dizabilități. În plus, va reabilita bazinele interioare de la ștrandul termal. Bugetul pentru cele două investiții este de 693.720 de euro. Banii au fost obținuți prin programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia. Mai exact, Comitetul de Monitorizare al Programului Inter-IPA România-Serbia a aprobat pentru finanțare proiectul Servicii de Sănătate și Asistență Socială conectate în regiunea de frontieră, depus de orașul Deta în parteneriat cu Centrul Gerontologic Kikinda din Serbia și Asociația Caritas Banat Sanctus Gerardus din Ceacova.